chitară, mă? La chitară electrică. Păi știi tu să cânti la chitară, mă? Învăț, mă. Ce mare lucru, mă. Și ții mâna aia sus aceea pe corți, pe pătratele alea, și mâna asta o ții în dreptul la gaură aia și dai de sus în jos, așa pe corți. Bine, asta la muzică folk. Că la rock e mai simplu, că e chitară electrică și acolo nu mai trebuie. Acolo doar trebuie să faci mai repede din degete așa. Da, mă. Tu-ți dai seama, mă? Da, da, dar ce simplu, mă. Du-mă, bă, fii atent. Vrei să-ți cânt, mă, o melodie? Bine, n-am chitară, dar pot să o cânt. Păi cum adică? Încânci o melodie la chitară fără chitară? Da, mă, fii atent! Ia, fii atent! Țin-o pe asta, ia! Deci am o mână aceea, o mână aceea, da! Și așa... Cade! Dă-te, bă, că cade! Dă-te, bă, că cade, 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 cade copacul! A? Ui, ca lumea! Ce-i asta? Folk! Folk! Mircea Baniciu! Mircea Baniciu? A, nu, Alifantis, am greșit eu. Deci e Alifantis. Și fii atent cum am cântat-o fără chitară. Dar dacă aș avea chitară, mai de cap meu, rup! Da, vrei să cânt rock? Că știu și rock, fii atent. Rock, chitara electrică, da? Tot așa. O mână aceea, una aceea. Dar fii atent, are și o codiță asta electrică. Ia fii atent. Ia uite. Cu codița asta. Rock, ca lumea. Da, cu tot cu sintetizatorii, 25 de milioane. 25 de milioane, bă, dă-o dracu de chitară. Da, e mult, 25 de milioane, mă, păi, dar eu așa aș vrea, știi? Chitară ca lumea, că ai văzut? Hrușcă? Deci Hrușcă, da, aia, mă, cântă cum cântă, mă. El are chitară ca lumea, că am văzut la el. Că altfel, dacă n-ar avea chitară ca lumea, n-ar mai veni magii să-i arete steaua, știi? De Crăciun, când cântă el. Băi, Dorele, mă, 25 de milioane, mă, dar... Mă, e mult, dar nu-i mult. E, na. Păi nu, mă, dacă eu am o idee. Mă, dacă merg eu pe ăștia prin sat și iau pe toți așa și vorbesc cu ei. Bă, zic, bă, decât să-i luați lui Dorel de ziua lui cadou. Toate prostiile. De ce, mă, mie place prostiile. Stai, mă, așa, mă. Zic, pune toți banii la grămadă. Aha. Și luăm omului un cadou frumos, bă, care să-i placă, înțelegi? Și tu faci o petrecere. Faci o petrecere, nu ceva mare, știi? O bere, un mic acolo la fiecare. Ha. Și când e petrecerea, pac, noi venim cu cadou ăla de 20 de milioane. Chitara electrică? Stai, mă, să că te-ai prins. Ca lumea. Da, mă, dar cine pune, mă, bani pentru mine în sat? Cine sunt eu? Mă, de ce vorbești tu așa, bă, cu cine ești tu, mă? Că tu ai o grămadă de prieteni în satul ăsta, mă, toată lumea te iubește pe tine. Pe mine, mă? Da, mă, o grămadă de lume te iubește, mă, pe tine. De ce zici așa? Na, nu, nu e, mă. Băi, Dorele, ascultă-mă ce zic, mă, că toată lumea... Hai, noroc, Firicel. Noroc. Hai, du-mă și mie o bere. Da. Stai, mă, stai, mă, așa. Băi, Firicel, știi, mă, că e ziua lui Dorele săptămâna viitoare? Care Dorele? Prieten. Vezi, deci l-a întrebat de ziua mea și imediat s-a făcut că nu mă cunoaște, mă, mai zice că mă iubește lumea pe mine. Nu mă iubește. Stai, mă, săptămâna viitoare e ziua ta, vă, Dorele? Da. Bă, hai, mă, să trăiești, să fii sănătos, bă. Da, mă, da. Dorele vorbea că el acum și Dorele vrea să te invite la ziua lui. Cu cadou? E ziua lui de naștere, bă, numai că e cu cadou. Da? Mamă, ce frumos, bă. Săptămâna viitoare zici? Da. Mă, păi săptămâna viitoare nu pot, bă. Bă, nu pot, bă, că e vorba să fiu plecat din localitate. Bă, dar ce ghinion am, bă. Hai, mă, duci bere. Da. Ia, mă, două beri să-mi faci două drumuri.